Reține fără probleme Piliaceli, este musculat acolo de Țâru, un impact dur, într-adevăr ambii jucători se resimt, a fost o ciocnire violentă și medicii ambelor formații își fac apariția pe teren. Piliaceli este mult mai avariat decât Bogdan Țâru, portarul italian al Craiovei, lovit undeva în zona spatelui. Iată aici, da, impactul este unul dur. Sigur, Țâru a încercat să joace mingea. Probabil că lovitura este tare de tot, cu genunchiul, o lovitură de K1 pe care Țâru i-o aplică lui Piliaceli. Spuneam că mă gândesc că putea să le evite acolo Țâru pe Piliaceli, care avea prim planul. În continuare, italianul primește îngrijiri medicale. Craiova are o singură înfrângere în ultimele 5 meciuri de campionat. A fost acel 0-1 în fața FCSB-ului. În rest, un rezultat de egalitate și 3 victorii. Schimbare la Craiova. Iese Luis Nițu și asistăm la revenirea în Liga 1 a lui Elvir Colici, golgheterul Universității.